Președintele Franței Emmanuel Macron a ajuns în vizită oficială în China. Potrivit presei de la Paris, liderul francez speră să influențeze poziția președintelui chinez Xi Jinping referitoare la Rusia și războiul din Ucraina. Macron a precizat că Beijingul poate juca un rol important în războiul din Ucraina din perspectiva relațiilor sale apropiate cu Moscova. Nu este în interesul Chinei să ofere armament Rusiei pentru a fi folosit în războiul din Ucraina, a avertizat Emmanuel Macron la Beijing. Macron se află în prima sa vizită în China din ultimii 4 ani și speră să contribuie, alături de președintele Comisiei Europene, la evitarea apariției unei noi crize între Occident și Beijing.